Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la emisiunea electorală 2015. Eu sunt Ion Căbătut, iar invitații din această seară sunt domnul Mihai Lucinski, candidat la funcția de primar din partea Partidului Liberal. Bună seara! Bună seara! Următorul candidat la funcția de primar este domnul Lozan Veceslav, candidat din partea Partidului Național Liberal. Bine v-am găsit! Bună seara! Și invitatul cu numărul 3 din această seară este domnul Sergiu Sochirca, candidat la funcția de primar de Florești din partea Partidului Liberal Democrat. Bine v-am găsit! Încă o dată vă zic bine ați venit și vreau să vă spun regulile emisiunii noastre. Aici avem 3 runde. Prima rundă, răspundeți fiecare pe rând la câte o întrebare a moderatorului, câte o întrebare din partea mea. A doua rundă, aveți dreptul să acordați câte o întrebare oponenților dumneavoastră, adică participantul cu numărul 1 acordă o întrebare participantului cu numărul 2 și numărul 3, numărul 2 acordă câte o întrebare participantului cu numărul 1 și numărul 3 și respectiv participantul cu numărul 3 câte o întrebare pentru numărul 1 și numărul 2. Iar la runda a 3 aveți dreptul de a face un mesaj către alegători. Și trecem la runda 1. Vreau să acord prima întrebare participantului cu numărul 1, care este domnul Lucinski Mihai, candidat la funcția de primar din partea Partidului Liberal. Și întrebarea sună în următorul fel. Domnul Lucinski, spuneți-ne, vă rog, 3 priorități ale programului dumneavoastră de activitate după data de 14 iunie, în caz că câștigați funcția de primar. Deci, principalele bună seara la toți cetățenii orașului Florești. Candidez la funcția de primar de la Partidul Liberal. Am programat 12 obiective ca atare principale, eu aș spune, dar voi desemna cele 3 care spuneți dumneavoastră, da? Primul obiectiv. Mă voi axa pe atragerea investițiilor europene, deschiderea noilor întreprinderi și crearea locurilor de muncă. Poți să argumentezi? Da, sigur. Da, cred că da. De ce? În orașul Florești, noi am avut un oraș foarte bine dezvoltat din punct de vedere economic. Am avut întreprinderi ca fabrica de tutun din Florești. Am avut, care au avut foarte mulți lucrători și aveau volume foarte mari de realizare ca agent economic și astăzi nu lucrează. Noi am avut în orașul Florești așa o întreprindere ca fabrica de sticlă, care a avut vreo 300 de locuri de muncă și acum este închisă și nu lucrează. Noi am avut în teritoriul orașului Florești fabrica Nefis, care a avut vreo 350 de lucrători și astăzi nu mai lucrează. Deci, din punct de vedere economic, orașul nostru degradează și dacă orașul nostru va trece la autogestiune, noi nu vom avea bani bugetari în bugetul orașului Florești ca să dezvoltăm toate cele necesare pentru oraș. Lumină, canalizare, drumuri, apă și în așa mod noi vom fi în stagnare. Fiind un om din afaceri, care am dezvoltat mai multe afaceri în perioada mea de activitate, fiind, având o experiență foarte bună și bogată pentru gestionarea unei întreprinderi județene ca Florești Gaz, care era compusă de 3 raioane, Drochia, Soroca, Florești, socot că acest obiectiv al meu îl voi îndeplini, fiindcă am posibilități, am capacități de a atrage aceste investiții, știu cum se fac, în ce mod se fac și cred că voi convinge acei agenți economici de peste hotare, nu importă, Rusia, Europa, ca într-adevăr în Florești, în orașul Florești ei să vină, să investească bani, să creeze locuri de muncă și în astfel noi vom progresa economic, vom avea toate cele necesare pentru dezvoltarea infrastructurii. Reparație capitală calitativă a străzii orașelor, pavarea trotuarelor și aleilor. Acest obiectiv este foarte important, fiindcă dacă nu creăm la aceiași chiar agenți economici care vin de peste alte hotare condiții normale pentru activitatea aici să aibă lumină, drumuri calitative, ei pur și simplu apă,
calitativă, la un preț redus mai jos, nu cum îl avem noi acum, atunci e clar că noi facem un disconfort acelor agenți economici și acelor persoane care vor activa în aceste întreprinderi. De aceea, socot că astăzi avem proiecte foarte multe și interesante, adică avem investiții europene care s-ar putea de atras aici în reparația capitală acestor drumuri, modalitatea și deci cum voi face acest lucru, eu o cunosc, fiind constructor de specialitate, pentru mine nu este o problemă de a iniția un proiect de construcție, sunt proiectant de specialitate în proiectarea gazoductelor, gazageriilor și ca atare știu acest domeniu foarte bine. 3. Întoarcerea banilor consumatori de apă potabilă care au achitat forțat instalarea noilor contoare de apă. Deci la capitolul ăsta noi, într-adevăr, eu personal am fost consilier raional și am fost ales într-o comisie raională creată din consilierii raionali a raionului Florești și după, practic, comisia aceasta a fost creată atunci când au apărut 1500 de plângeri de la toți cetățenii orașului Florești și raionul Florești. Fiind aceste plângeri au apărut în rezultatul implementării unui proiect de la BERD. Și iată, atunci trebuia de clarificat. Este legală vânzarea contoarelor la cetățeni sau ilegală? Deci am fost ales în această comisie și n-am avut scop ca să-l pedepsesc pe administratorul de la canal Sergiu Rusu, n-am avut scop ca să-l apăr. Eu am avut un singur scop, ca să văd adevărul. Fiindcă sunt cetățean al orașului, sunt consilier și am vrut să știu într-adevăr care este adevărul. Asta m-a interesat mai mult. Și eu le-am spus chiar și la membrii de partid, fiind ca membru a Partidului Liberal Democrat. Și am spus așa, că vreau să fac reguli în acest domeniu. Deci, am fost și la Ministerul Ecologiei, împreună cu președintele raionului domnul Paleș, cu domnul Cojucar, și ne-am clarificat că această problemă nu trebuie să apară, fiindcă în proiect, tot ce s-a cumpărat din proiect, absolut, accesorii, fântâni de vizită din plastic, care astăzi stau acolo de 40 de milioane închiși banii, aceste contoare tot, de asemenea, tot trebuie să fie instalate din contul proiectului. Adică oamenii plătesc prin mărirea tarifului la apă, la apă și la canalizare. Deci care va crește pe următorii 15 ani la 50 de lei, dar poate și chiar la 100 de lei, fiindcă este indexat, anume este indexat. Noi întoarcem indexarea, anume la cursul dolarului care este primit acest grant, acest credit, eu aș spune, nu că grant. Grantul este două treimi, dar o treime este creditul. Dar creditul este indexat la cursul valutar la momentul primirii lui. Deci asta este problema esențială, eu socot, pentru cetățenii noștri. Eu socot că această problemă va fi rezolvată dacă voi ajunge la funcție de primar, fiindcă nu pot să fiu indiferent de toate problemele care sunt în oraș. Domnul Cinschi, trece timpul câteva secunde. La ultimul punct care ați povestit, cum propuneți sau cum crezi dumneavoastră că ați putea întoarce banii de la consumatori de apă potabilă? E simplu. Cum? Dacă iai de la o persoană fizică bani, cum se întorci înapoi? Cum e luat, așa și întorci. În principiu sunt două modalități. Prin servicii, niciun fond. Deci s-ar putea întoarce banii aceștia prin servicii de prestare serviciilor de apă și canalizare sau chiar bani cash. Dar cred că mai degrabă prin servicii ca să nu fie dureros procesul ăsta de întoarcere. Eu cred că asta e o chestie normală și omenească. Bine, și încă o întrebare, cum veți reanima dumneavoastră fabricile despre care ați vorbit? Fabrica de tun prin ce metode? Prin ce metode? Vă povestesc. Deci eu duc tratative de oameni de zile cu o firmă din Italia și vreau să-l aduc aici ca investor. De acum eu lucrez în domeniul dat. Mai lucrez cu o firmă din Italia în privința unui proiect agrarian. Deci tot lucrez cu ei. Primarul, fiind în funcție de primar, eu voi fi mai mult mai credibil pentru ei ca să le creez confortul juridic, politic, aici în orașul Florești. E normal.
Da, bine, am înțeles. Mulțumim mult, domn Mihai. Și vă rog frumos, domnul Lozan Vecislav, să ne răspundeți la întrebarea dumneavoastră. Care vor fi primii pași în caz că veți deveni primar? Mă numesc Vecislav Lozan, locuitor al orașului Florești. Primii pași ai mei în caz că voi deveni primar, prima susținere o aștept din partea alegătorilor orașului Florești. Și primii pași vor fi depuși de mine în dezvoltarea business-ului mic și mijlociu, în atragerea investițiilor locali și străini, în crearea locurilor de muncă prin intermediul diferitor proiecte. Revederea tarifelor și serviciilor prestate de servicii comunale Florești, reparația drumurilor și trotuarelor în deosebi și Bulevardul Victoriei. De acum, din anul 97, de când mă țin minte eu în oraș Florești, de când locuiesc, în orașul Florești, Bulevardul Victoriei 11, chiar și să luăm aleea până în direcția avionului, deci dacă un copil se naște mic și începe a merge, mergând pe trotuară și el, dacă iese la niște dințișori din primii ani de viață, el dacă rămâne singur fără, fără protecția mamei sau a tatii, cred că rămâne și fără dinți pe aleea potrivită. Și în deosebi, din anii 97, de când sunt în orașul Florești, nu am văzut nicio schimbare. Eu mă refer referitor la baia socială care, nu știu, a fost procurată sau a fost vândută sau la ziua de azi stă fără ferestre, fără acoperiș. Fără nimic. Fără nimic. Vreau să menționez pentru tineret, tineretul mă cunoaște, vreau să menționez pentru ei, deci, care mai era o casă de cinema, din casa de cinema, vedeți la ziua de azi ce s-a petrecut, au mai trecut ceva timp, chiar s-au făcut un șanț frumos acolo. Mă refer la casa de deservire, care acolo tot este prin proiecte europene, spate de adus și de făcut o casă de deservire. Nu mai puține locuri de muncă de 45 de persoane sau 100 de persoane chiar în aceeași casă de deservire. Mă refer pentru toți sportsmenii care se ocupă cu sportul, chiar și la stadionul orășănesc. N-am văzut de când în orașul Florești s-au făcut ceva reparații în un stadion mic, dar acum la ziua de azi sunt proiecte europene, la fel cum a fost proiectul care am participat eu, Sărăteni-Soroca. La ziua de azi el este finisat, e un proiect foarte frumos. Deci toată lumea e mulțumită, chiar și cetățenii orașului Florești, de când se deplasează în direcția Chișinăului și când vin înapoi spre casă. Dacă când vin înapoi spre casă, cred că nu mai au ei plăcerea asta să meargă de pe drumul european, pe drum floreștean, la care, iarăși, prin diferite proiecte și investiții străine, hai să spunem din Rusia, hai să spunem din Europa, din America, nu are importanță. Putem să facem la noi în oraș, un oraș european, nu ne ducem departe, ne ducem câțiva 30 km până la Soroca. Dacă cu 3 ani în urmă Soroca era la fel ca oraș Florești, acum dacă ne ducem reieșind din toate investițiile care au fost aduse, reieșind din munca care a fost depusă față de primar, reieșind din munca față de președinte raionului, s-a primit ceva frumos, dar cu părere de rău, mă doare sufletul pentru orășenii, pentru locuitorii orașului Florești, pentru raionul Florești. Eu vin cu un mesaj, eu nu o să mă laud și nu o să promit la nimeni nimic, dar știu a face, am acaparat așa
spunem, o practică de muncă în companie care, Onur Suma, care am lucrat, am acționat ultimii 3 ani. Știu cum s-a adresat și domnul Lucinski, cum se construiește, cum se face. Și am ideile, deci echipa mea, venim cu idei pentru orașul Florești, idei foarte bune, care tot se începe din la nimic. Dacă până la ziua de astăzi nu s-a făcut nimic în orașul acesta, s-au făcut numai promisiuni, careva mici străzi care nu pot la persoană să atac sau să vorbesc, dar vin încrezut, încrezut că mă adresez față de floreștieni, cum mi-am permis să fac o familie, așa pot să-mi permit să muncesc pentru orașul acesta și zi și noapte. Bine, domnul Lozan, v-ați spus că nu contează. Eu am vrut să vă întreb, de unde luăm noi bani pentru toate acestea care ați spus? Am înțeles că unica soluție totuși sunt proiectele, da? Da. Da. Bine. Totuși, Partidul Național Liberal, să înțeleg că este un partid de dreapta. Da. Un partid de dreapta. Adică unde vă orientați mai mult? Vă orientați spre est sau spre vest? Mai mult spre dreapta mă orientez. Spre Europa? Da. Adică investițiile totuși de acolo? Investițiile din Europa. Bine, mulțumesc mult. Deci luăm da. Simplu. Eu nu mă pot exprima să vorbesc foarte frumos și literar. Spuneți cum? Dar luăm chiar pe dești. Ce mai bine? O Volgă sau un Mercedes? Păi asta așa am văzut pe Mercedes. Dumneavoastră a spus că nu contează, că din Rusia, că din Europa, că din America. Nu, contează. Da, contează. Da, contează. Ce mai bine? Drumuri floreștieni sau drumuri europene? Tot așa, să ai 12 dești la mâine sau 40 dești la mâine, pe stânga și pe dreapta. Am înțeles. Totuși mai bine. Exemple sunt foarte multe, foarte multe, că de acum nu ne-am săturat. Lumea trebuie să trăiască foarte bine. Dacă nu, la ziua de azi trăiesc chiar și floreștienii, chiar și în toată Moldova. Lumea trăiește foarte greu. Nu are posibilitate să-și permită, ne mai vorbim de un înghețat sau să-și permită copilul să întreții undeva la învățat. Sau noi asta tot trebuie să facem toți împreună. Toți împreună. Toți împreună și când unirea face putere. Când te unești mai mulți împreună, de unul singur... Totuși unirea face putere. Da, unirea face putere. Bun, domnul Lozan, am înțeles poziția dumneavoastră, vă mulțumesc mult. Vreau să trecem la domnul Sergiu Sochircă cu următoarea întrebare pentru dumneavoastră. Deci, domnul Sergiu, ce v-a făcut să înaintați candidatura dumneavoastră la funcția de primar de Florești? Sau nu v-a plăcut sau nu sunteți mulțumit de activitatea actuale, să spune, sau conducerii trecute? Bună seara, stimați floreșteni, mulțumesc pentru întrebare. Eu am activat în calitate de director la Instituția Medico-Sanitară Publică, Spitalul Rainer Florești. Părerea mea și a colegilor care mă susțin și m-au înaintat la funcție de candidat la primar de Florești este unică și cred că ea este sinceră și corespunde realității. Perioada cât am activat ca director la Spitalul Rainer Florești, am dat dovadă că pot fi un administrator bun. Deci am dat datoriile care erau la spital, am dat salariul 13, care nu l-a primit niciodată, merge vorba despre premiile, care le-au primit la sfârșitul anului trecut, toți angajații. Am dat dovadă că continuitatea proiectelor și implementarea unor proiecte noi este realizabilă. Iată, aceasta este răspunsul. Acum, la subiectul de ce primar, am acceptat. Am tratat toată viața pacienții. Sunt medic după profesie, sunt chirurg. Vreți să mai tratați și orașul puțin? Vreau să tratez orașul. Acesta este răspunsul. Bine, dar ce ne puteți spune referitor dacă sunteți mulțumit sau nu de conducerea anterioară? Știți, votul alegătorului va fi nota pentru fiecare participant. Și dacă părerea mea personală ar fi, nu l-am votat pe domnul Cujucaru, și n-am să-l votez. Asta este nota mea. Am înțeles. Bine, domnul Sergiu, așa încă o întrebare. Ca, spune, și ca primar și ca echipa dumneavoastră de consilieri, pentru că sunteți în frunte și reprezentați, deci care sunt
eventualele sau posibile coaliții, spunem așa, sau într-un mod sau altul, care va contribui de la un partid la altul, în Consiliu și în genere în primărie. În Consiliul Raional? Nu, în Consiliul Orășenesc. Și primărie. Este evident că noi suntem în alegeri locale. Da. Și chiar este o diferență foarte mare alegerile parlamentare și de asta alegerile între locale. Da. În dependență de consilierii care vor nimeri în Consiliul Orășenesc, vom face și coaliția. Să zic că vom da prioritate unui partid sau altuia, n-ar fi corect. În dependență de consilieri. Și mai știu că listele au mai fost modificate a consilierilor și chiar acum n-aș vrea să fac o apreciere incorrectă sau niște afirmații care n-ar fi cu corectitudine. Așteptăm rezultatele alegerilor, să vedem câte mandate va lua fiecare fracțiune și atunci vom discuta cu... Deci dacă spuneți de consilieri, adică totuși vă axați mai mult ca specialiști, nu ca membri de partid. Știți, după alegeri, nu contează chiar un pic de coloritul politic. Fiindcă Moldova o să omoare cu mătrismul și coloritul politic. Accentul permanent îl pun și îl vă face când voi deveni primar pe profesionalism. Pe profesionalism. Bine, dar uitați-vă, de exemplu, ieri am avut în ospiție pe domnul Ceapa, dumnealui categoric s-a exprimat așa într-un mod că dacă chiar și ajunge în Consiliu sau ca primar, adică nu atrage nicio atenție către partidele de la fosta guvernare, da? LDM, PD și-au mai anunțat el acolo careva, eu spunem ce avem la concret. Ce spuneți dumneavoastră despre partidele de centru-stânga sau mai mult spre stânga? Eu aș putea spun în felul următor. Sunt medic, permanent am avut o calmitate și chiar nu vreau să fac declarații extremiste. Știu ce îmi doresc, știu că o să realizez. O să vedeți că o să fie totul bine. Sunt sigur de asta. Bine, vă dorim succes în așa caz. Mulțumesc mult. Cineva are o întrebare către domnul Sergiu sau... Nu, dacă cine... este momentul de a nu, da... referitor la ce a spus dumnealui. Corect, nu? Bine, bine. Atunci trecem la a doua rundă. Și este rândul domnului Lucinski ca să acorde o întrebare domnului Lozan. Mulțumesc. Domnul Lozan, dumneavoastră candidați la funcție de primar a orașului Florești. Mă interesează, fiind de specialitate, dumneavoastră sunteți de specialitate economist, da? Economist, îmi pare bine. Atunci o să vă pun o întrebare la temă. La temă. Deci, spuneți-mi, vă rog, dacă ajungeți, deci, în principiu, ca candidat, eu aș spune, da, cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea economică a orașului Florești în următorii 4 ani? Mulțumesc de așa întrebare. O răspund acum seara ferm. Dumneavoastră, întâi ați început cu o întrebare. Dacă... Și pe urmă ne-ați dat altă întrebare. Vă răspund și la prima întrebare. Dacă câteodată mânzum că e iapă, dar noi de acum îl încămăm la căruță. N-au fost niciodată... Candidați așa, toți. Numai unul. Candidez ca prima dată la funcția de primar, dar vreau să accentuez, cum am spus și prima dată, dezvoltarea business-ului mic și mijlociu, prin atragerea investițiilor, chiar și locale, chiar și străine. Și vreau să menționez, să venim cu un ajutor chiar către toți agenții economici care astăzi sunt lăsați în plata Domnului. Trebuie să lucrăm și cu agenții economici, trebuie să lucrăm și cu investitori, trebuie să facem în așa mod ca populația, locatarii din oraș Florești să simtă ei lădânși acasă. Nu trebuie să plecăm nici pe hotare. Eu înțeleg, starea financiară e grea, dar la ziua de astăzi, eu, ca viitor candidat la primar, o să vin cu foarte multe proiecte
care o să fie realizat cu ajutorul chiar și a populației. Eu aștept de la populație, întâi mă adresez și către tineret. Tineretul știe de vârstă, cu 5 ani în urmă, cu 7 ani în urmă, la ce proiecte mici am participat eu, cum s-au realizat proiectele mici, nu vreau să spun care proiecte. A fost o atârnare foarte serioasă la proiectele cele mici. Acum venim cu proiecte mai interesante, mai îndeosebi. Întrebați-l pe a doilea locuitor din orașul Florești. Câteodată ne răspunde la întrebarea că nu știe unde se află un pod construit care constructorul, care firma de construcții care a construit Tour Eiffel-ul din Franța, a construit așa un pod în orașul Florești. Acest monument istoric trebuie renovat, cum s-a renovat și cetatea de la Soroca. Din asta toți sunt investitori străini. Dumneavoastră a spus că aveți investitori chiar sau duceți o tratativă cu Italia. Da. Noi ducem o tratativă la direct cu chiar și cu constructorii care au construit, eu vă zic, Turul Eiffel-ul. Și vrem ca cu atracția, nu vă spun suma corect care este, dar undeva la 5 milioane de euro să vină să investească în raionul Florești, asta o să fie strada care o să plece înspre orășel, înspre regiunea Spitalului Vechi, asta o să fie și o iluminație, asta o să fie și locuri de muncă, asta o să fie și un loc atractiv, măcar cu ceva, Floreștiul să-l evidențiem. Și chiar mă refer că câteodată cineva uită de orășelul Florești. La minim punctul nou este scris așa, crearea unui centru a medicilor de familie în regiunea fabricii de tutun. Și asta tot este posibil de realizat. Tot bine. Cu ajutorul investițiilor. Vă mulțumim foarte frumos. Mulțumim dumneavoastră. Hai să-mi întrebări. Da, domnul Lozan. Următoarea întrebare de la domnul Lucinski către domnul Sochirc. Vă rog. Domnule candidat la primar, domnule Sochirc, noi ne cunoaștem cu dumneavoastră foarte bine, suntem în relații bune, foarte bune, dar uite, mă interesează pe mine așa o chestiune. Dacă construiți o casă cu multe etaje pe teritoriul spitalului dumneavoastră, da? Cu infrastructură, deci drum, canalizare, apă, gaz, iluminare și așa mai departe. Dumneavoastră veți angaja un manager în construcție sau un doctor pentru realizarea acestui proiect? Mulțumesc. Eu înțeleg că întrebarea cu subiectul. Dar așa întrebarea am primit-o mergând la legător prin stradă. Și ea un pic sună altfel. Ești medic sau ești administrator? Da. Răspunsul este clar. Dacă 2 ani în urmă la spital, acum eu am să dau așa, răspuns cu întrebări. Dacă 2 ani în urmă la spital nu era lumină și acum este lumină, realizat prin proiect, sunt medic sau sunt administrator? Răspunsul este evident. Termoizolarea blocului terapeutic. A făcut-o medicul sau a făcut-o administrator? Hai, fii atent, știi răspunsul. Iluminarea pe interior, schimbarea traseului de gaze, cazângerie nouă, bloc alimentar care este proiectat, schimbarea acoperișului spitalului. A făcut-o medicul sau a făcut-o administratorul? Acesta este răspunsul. Eu sunt de acord, dar problema, eu fiind inginer constructor, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar problema că ați făcut, da, eu știu, sunt la curent, da, într-adevăr. Dar uitați-vă care e chestia, că ați făcut asta într-un teritoriu foarte compact, mic. Dar când e vorba de plan urbanistic general a unui oraș cu o infrastructură, cu de drumuri foarte complicată, sare în vedere, drumuri, apă, canalizare și mai departe, unde sunt minusuri foarte mari. Noi avem microraionul acela de la ATB 14, care într-adevăr apă potabilă nu au. Eu înțeles. Nu au apă potabilă, da. Deci,
Sunt, deci, calitatea în construcții, deci inițiarea proiectului, urmărirea calității în construcții, darea exploatării și așa mai departe, deci asta o ar face, eu nu, o, ca manager, da, eu înțeleg, dar este manager în construcții, care el e atestat și anume el trebuie să construiască. Și ca administrator, dumneavoastră ați lucrat ca administrator, dar ați angajat specialiști în domeniu, așa e vreo? Dați întrebări? Da. Poftim, domnul Sofie. Eu aș putea aduce foarte multe exemple de diferite conducători de țară care nu au avut atestări în construcție, dar au devenit conducători de țară. Domnul Timofte, ce este constructor? Ca un exemplu. Domnul Iohannis, este constructor? Nu este constructor. Pentru asta este echipa de consilieri care sunt, am și analizat fiecare consilier, evident că ulterior să activeze în comisii, fiindcă asta este activitatea. Eu în fața mea am veniturile bugetului orășenesc, Consiliului Orășenesc. Și vă dau un exemplu simplu și îmi pare foarte straniu că veniți cu niște declarații populiste, că vă mântați ce bani în contoare sau etc. Fiindcă întreprinderea apă Florești este o întreprindere care este la... Servicii comunale. Servicii comunale. Da, Florești, servicii comunale. Da, îmi cer scuze. Este o întreprindere care este la autogestiune și primăria nu poate fi implicată în și dirija activitatea unei instituții. Ea este, este Consiliul Orășenesc, care este fondatorul, procentele, 100% de acțiuni aparțând Consiliului Orășenesc. Eu am sinteza veniturilor în față și știu că orașul are deficit bugetar. Mie îmi vine un pic mai ușor să analizez și să răspund, fiindcă am studiat foarte bine de unde vin banii în orașul Florești. Eu chiar aș vrea să întreb, că nu o să-mi vie timpul, candidații știu care este bugetul, din ce se formează, care sunt articolele, aici este activitatea cea mai importantă. Bine, mulțumim mult! Poftim. Pot spun. Deci, întreprinderea Servicii Comunale Florești este fondată de Consiliul Orășenesc. Eu sunt de acord. Dar prin lege, din unde se vor întoarce banii? De acolo de unde i-au cheltuit. Tot din proiect, nu de altă parte. Nu de la primărie, din bugetul primăriei. Poate v-ați încurcat. Eu vreau să vă dau o singură întrebare. Da. Spuneți-mi, prin ce formă? O să faceți o decizie, o dispoziție a dumneavoastră, o decizie a Consiliului Orășenesc? Eu sub ce formă? O cunosc foarte bine. Prin ce formă o să impuneți prin agentul deci, economic? Nu o să impunem, nu o să-l impunem deloc. Dumnealui trebuie să o facă benevol, să nu forțat să achite oamenii pentru contoare. Dar dacă n-a făcut-o, noi o facem prin decizia Consiliului Orășenesc. Eu sunt crezut că astăzi, într-adevăr, avem acolo o elită foarte bună. Unu, doi. Dar verticalitatea primarului... Din ce mijloace? Iată, eu am bugetul orașului. Nu, dar... Din ce mijloace? Păi nu vom întoarce banii pentru contoarele procurate de către oameni din bugetul primăriei. Nu, ați încurcat poate lucrurile. Nu, domnul Suchel. Nu am de gând de la primărie să întorc la oameni banii. Doamne ferește. Îmi fac cruci în față la toți. Că nu o să fac lucrul ăsta. Bine, vă mulțumesc mult. Un subiect foarte interesant și eu vreau să vă spun că și ieri și alaltăieri la fel cel mai mult s-a discutat pe subiectul ăsta. Da, cred că și după 14 iunie o să discut, dar sper să... Îi doare pe oameni anume această problemă. Domnul Mihai, sper după alegeri la fel așa de mult discutat despre asta, cum, nu dumneavoastră, toți. Sunt crezut că... Cum și acum. Da, sunt crezut că vom realiza ce aici am programat. Sper. Bun, vă rog frumos, domnul Lozan, cu o întrebare către domnul Mihai. Am și chiar o întrebare către domnul Mihai, fiindcă atins. Domn Mihai, dumneavoastră fost PLD-mist și direct, nu, e corect, domnul Mihai a spus așa. Noi suntem colegi, am fost colegi. Sunteți colegi. Nu putem să negăm. Eu n-am fost încă niciun într-un partid. Și șeful servicii comunale, tot fost PLD-mist. Cum s-a ajuns la ziua de astăzi? Între consumator și pretestator, care prestă serviciile? Cum s-a ajuns la așa situație
Dumneavoastră știți că ați început vorba. Da, cum s-a ajuns? S-a ajuns, din păcate, eu pot să vă spun, stimați cetățeni a orașului Florești, studiind deci, toate contractele dintre cei care au fost implicați în procesul ăsta de construcția aqueductelor în cele 10 localități și orașul Florești, am înțeles un singur lucru. Orașul Florești nu a avut nevoie de implicare într-un așa proiect, fiindcă noi am avut apă ieftină, canalizare ieftină, am avut servicii bune, dar am intrat într-un proiect care astăzi ne-a creat numai probleme. Deci dacă eu ca specialist în domeniul dat, unde am avut o întreprindere ca Florești Gaz cu 3 raioane și când am luat această întreprindere în 1999, am avut pierderi la gaze de 30%. Le-am redus în 10 ani de zile la 3% jumătate. Sunt documentate chestiile astea. Eu nu pot să mint. Deci am experiența asta anume de a diminua pierderile de apă, energie electrică, apă potabilă, energie electrică și gaze. Deci ia, principiul de diminuare e cam tot una. Uh-huh. Sunt acolo niște tehnologii care trebuie să le cunoști, fundamental, ca specialist. Corect, am da. Înțeles. Deci eu am văzut un singur lucru, că floreștenii noștri s-au trezit în... Adică problema nici nu e în Servicii Comunale Florești. Problema este în actualul primar care i-a cedat drepturile de a... Deci a de la orice decizie pe acest proiect în privința implementării acestui proiect, anume directorul de la Servicii Comunale Florești. Înțeles că dumneavoastră deci, vorbesc... Și nu numai el, dar cei nouă primari, tot așa, i-au scris procură și cu asta ei s-au limitat. Da. Mulțumim. Da. Am înțeles dumneavoastră că vorbiți frumos, dar vreau să accentuez pentru mine. Ce limbă vorbiți și cum vedeți dumneavoastră unirea Basarabiei cu România? Ce limbă? Vă vorbesc limba română. Da. Unirea Basarabiei cu România. Deci... Părerea dumneavoastră, nu a... Părerea mea. Da. Eu știți... Nu a partidului, nu mă implic în ideologii mari. Deci nu mă accesez anume pe o direcție sau pe alta. Timpul le-a așezat pe toate la locul său. Eu s-o cod ca asta. Răspunsul meu. Bine, am înțeles. Vă mulțumesc mult. Mulțumim de răspuns. Domnul Lozan, vă rog frumos o întrebare către domnul Sochircă. Da, o întrebare către domnul Sochircă. Dumneavoastră i-a spus-o, dar eu cam tot în așa mod. Chiar okay. Sunt curios, domnul Sochircă. Cu ce este mai atractiv funcția de primar de Florești cu funcția... Directorul Spitalului Raional Florești. Eu n-aș da o calificare ca atractivă. Văd problema în felul următor. Dacă dimineața se trezește la spital 300 de pacienți, asta este mediul spitalizare pentru spital. Dimineața se trezesc, după ultimul recensământ, datele populației orașului Florești, avem 12.000. Deci în fiecare dimineață... Aproape. 8830. Da. Dacă dimineața la spital calcă 300 de pacienți pe pământ, dimineața la Florești calcă 12.000 de persoane. Dacă ai posibilitatea să faci o satisfacție orașului integral, vorbesc de 12.000 de pacienți, cred că aprecierea va fi după următorii, chiar nu 4 ani, dar cred că o să realizăm pe mulți ani înainte multe lucruri frumoase. Și asta o să fie și aprecierea. Și răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Dar el este clar. Orașul este cu mult mai mare. Și situația care este la moment este nesatisfăcătoare. Și am spus-o. Eu am să o tratez cum tratez un pacient. Și întrebarea către dumneavoastră. Ce limbă vorbiți și cum priviți dumneavoastră Este o întrebare provocatorie. Dacă eu înțeleg că în campanie electorală noi încercăm să căpătăm dividende. Vorbesc limba română, asta am spus-o de mulți ani. Este inevitabil, oricum, unirea o să fie. Când? Nu știu. Ține de cetățenii noștri. Asta este răspunsul. Vă mulțumim foarte frumos. Bine, mulțumim mult. Nu mai am întrebări. Succint și clar, am înțeles. Bun, mai departe. Vă rog, domnul Sochircă, o întrebare către domnul Lucinski.
Nu, Mihai, eu în principiu în discuția care am avut-o, am spus-o. Eu mi-ar plăcea ca populația orașului Florești să aibă satisfacția de la banii care le veți întoarce. Dar eu revin după o sinteză foarte clară a veniturilor orașului. Și dacă venitul total a orașului este de aproape 15 milioane rotunjit, care este format din impozitul pe venitul la persoanelor fizice. Mai sunt câteva articole care se încadrează. Dumneavoastră știți că deficitul bugetar, minus deficit bugetar, este aproape 1 milion de lei. Și eu vreau să vă întreb, de unde vin mijloacele care acoperă minus deficitul bugetar? Și cum, cu un minus deficit bugetar, vă doriți să mai aveți încă niște cheltuieli suplimentare, de unde o să luați banii aceștia? Deci, vă rog, scurt, domnule Hăt. Da, ce, la lui este expert? Da, că... Oi, dar până la seama pentru că... Cât puțin? Bine. Puțin, suficient. Deci, știu foarte bine cum se formează bugetul orașului Florești, sunt conștient de asta, am terminat, am absolvit Academia de Administrare Publică, sunt magistru în administrație publică, așa că pentru mine nu e o noutate chestia dată, dar banii nu-i voi întoarce din bugetul orașului Florești. Banii vor fi întorși de la apă, Servicii Comunale Florești. Asta vă asigur că așa va fi, 100%. Bine, mulțumesc mult. Și vă rog, domnul Sochir, că o întrebare ție, domnul Luzan. În caz de runda 2, după data de 14, ce candidat o susțineți? Frumoasă întrebare. Mă ne aprecia. Cel mai bun. Prima întrebare vă răspund. Trebuie să ajungem la runda 2. Așa. Așa vom vorbi. Și a doua... Rămâne secret pentru mine. Am tot drept. Da, corect, corect. Mi-e clar, dar o susțineți dreapta, stânga, centrul. Dreapta. Dreapta. Da. Bine. Dar eu vreau să mă întorc la domnul Sochircă dintr-un simplu motiv. Din, adică domnul Lucinski a vorbit despre apă canal jumătate din timpul dumnealui, domnul Lozan a vorbit. Dumneavoastră n-ați vorbit. Aș vrea să ne spuneți dumneavoastră, dacă veniți ca primar și cu o echipă bună de consilieri, adică poate nu majoritară, dar și consilieri, ce faceți dumneavoastră cu această problemă? Pentru că sunt sigur că aproape, cred că la toate întâlnirile, cetățenii v-au dat astfel de întrebări. Mulțumesc. Problema există, dar în principiu nu este problema a întreprinderii. Este, fondatorul este Consiliul Orășănesc. Majoritatea consilierilor a fost domnul Mihai de la ce partid? De la Partidul Comuniștilor. Primarul de la ce partid a fost? De la Comuniști. Atunci, se putea de rezolvat problema dacă ea există? De ce ea nu s-a rezolvat? Cred că da. Îmi pare cam straniu. Deci, eu cred că procedura legală a fost respectată. Dumneavoastră ați fost membrul comisiei, da. Și atunci chiar mă întreb, care a fost decizia comisiei care ați, și care a fost decizia Consiliului Orășănesc referitor la problemă? Îmi permiteți ca eu să continui pentru că sunt și minutele mele. Da. Este problema. Și eu știu una și bună. Dacă cetățeanul ți-a oferit puterea prin votul care ți l-a acordat la alegeri, fă-i satisfacție. Asta este. Și eu promit că nu să devin primar, unul din primele obiective care o să le fac eu, mi-a plăcut întrebarea care ați adresat-o colegilor mei, noi o să facem o adunare cu tot orașul. Și obiectivele care mi le-am pus, ele nu sunt dogme, nu este o lege, ele vor fi revăzute. Adică să discutați cu orașul ce trebuie de făcut de la început și mai departe. Și toate problemele care sunt vor fi puse într-o ordine după necesitatea urgentă care și normal să o realizez, referitor la canal. Este o problemă, dar nu sunt de acord cu domnul Mihai. Satisfacție au avut oamenii care nu au avut apă. Eu știu ce înseamnă și colegii mei nu sunt de voie să mint. A avea apă este ceva
super, perfect este. Dar este un moment. Ce disconfort a creat? Orice proiect, părerea mea, orice proiect care îl faci cu atragerea investițiilor străine, nu trebuie să afecteze consumatorul. Deci, cetățeanul. Aici a fost o gafă. Noi am încercat să o reparăm, dar chiar nu ține de atribuțiile noastre. Consilierii, majoritatea de la un partid, cu primarul de la același partid. Ei își asumă responsabilitatea pentru tot ce s-a întâmplat. Adică totuși din proiectul dat au fost și plusuri, dar la un moment dat ceva a scăpat și s-a ajuns la ce s-a ajuns. Este Consiliul de Administrare a Întreprinderii, care iarăși majoritatea o cunoaștem cine. Mie îmi pare foarte straniu că primăria cu Consiliul Roșinesc, inclusiv Consiliul de Administrare, n-au luat o decizie pentru oameni. Asta e. Bine, vă mulțumesc mult tuturor. Vreau să trecem la a treia rundă, dacă îmi permiteți. Câte un mesaj către alegători. Vă rog, domnul Cinschi. Stimați cetățeni ai orașul Florești, uitați-vă bine la fiecare candidat la funcție de primar și uitați-vă la experiența lui de viață, ce a realizat el ca personalitate și alegeți-l pe cel mai bun. Cel mai bun. Eu aș vrea din cei 10 să fie ales cel mai bun. Fiindcă a greșit, 4 ani vom avea probleme de dezvoltare a infrastructurii și întregului oraș Florești. Bine, vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc mult, domnul Lucinschi. Vă rog frumos, domnul Lozan, mesajul dumneavoastră către alegători. Mesajul meu către alegători. Eu sunt cel mai tânăr candidat din partea bărbaților la candidatura de primar. Experiență de viață le am. Vin în buletinul de vot cu numărul 8, nicătând că am crezut în numărul 7, dar acum 8, e, asta cred că e o dată în viață sau e un semn, ăsta e semn dat de sus. Și vreau către, să mă adresez către tineriet, îndeosebi. Vreau să mă adresez către toată populația orașului Florești. Vin încrezut, fără promisiuni și cu fapte concrete. Asta e mesajul meu pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos, o seară bună în continuare și rămâne de gândit. Atât. Vă mulțumesc mult, domnul Vitislav. Și vă rog frumos, domnul Sergiu Sochircă, mesajul dumneavoastră de final către alegători. Dragi prieteni, eu sunt băștenaș de aici, din orașul Florești. În virtutea circumstanțelor care sunt, am activez în calitate de medic. Anual, prin activitatea care o desfășor, la consultație am cu 13.000 de pacienți. Dacă aș număra câți ani am activat, probabil că tot raionul a trecut pe la mine prin cabinet minimum o dată. Eu vreau să vă spun, toți candidații, în orice campanie electorală, nu contează că suntem în campanie electorală actuală sau anterioară, care au mai fost, vin cu element de bază, deci cu niște promisiuni. Ele se realizează unele nu se realizează. Adevărul este unic. Dumneavoastră o să alegeți persoana care a făcut ceva pentru oraș. Dumneavoastră îi cunoașteți pe toți candidații. O să vedeți ce gospodării au, cine sunt părinții, cine sunt rudele. Fiindcă, în principiu, asta contează. Primarul orașului trebuie să fie un gospodar. Și prin activitățile care le-a făcut anterioare, dumneavoastră o să-l apreciați prin vot care o să-l acordați. Eu, în perioada de 2 ani, cât am fost director la spital, am demonstrat că proiectele pot fi continuate, proiectele pot fi scrise și sunt realizate. Aceasta este o dovadă că am avut capacitatea de a fi un manager și un gospodar la serviciul care l-am avut. Sper că în viitorii ani, când voi deveni primar, să avem o conlucrare bună cu dumneavoastră. Și cum v-am tratat pe dumneavoastră ca pe pacienți, așa voi trata orașul. Cu toată calmitatea, responsabilitatea și cu toată echipa, repet, fiindcă avem o echipă foarte bună.
cu specialiști din diferite domenii care vor fi încadrați în activitate. Vă mulțumesc, vă doresc o seară bună și multă, multă sănătate! Stimați invitați, vă mulțumesc tuturor mult pentru participare. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aici încheie emisiunea Dezbateri Electorale 2015. Vă mulțumesc și dumneavoastră, o seară bună în continuare!